Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 4 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. La solicitarea polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Florești au interceptat în trafic în comuna Gilău un autoturism în care se aflau 2 băieți. În urma controlului efectuat asupra autoturismului au fost descoperite 8,3 kg de substanțe psihoactive. A fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați magistraților Tribunalului Cluj în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. Shooting star.